A revenit doamna Simona și a cam făcut puțină ordine în casa Mireasa în ceea ce îi privește cel puțin pe Ramona și pe Stelian. Știți că cei doi au spus că nu vor să fie momentan într-un cuplu, că sunt într-o cunoaștere, dar se sărută de câte ori se văd. Și a explicat doamna Simona că acestea sunt regulile emisiunii. Dacă vor să se cunoască, să o facă atât timp cât își doresc, dar fără să se sărute. Dacă se sărută, atunci automat devin un cuplu. Și spunea Stelian că nu a știut de această regulă, după a zis că i s-a mai spus de câteva ori, dar decizia lui a fost să rămână într-o cunoaștere și zicea el că în 4-5 luni s-ar face nunțile, dar lui a 4-5 luni să cunoască persoana respectivă, așa că s-ar putea să stea într-o cunoaștere până la finalul emisiunii și a zis doamna Simona că data viitoare când se vor săruta, automat vor fi considerați ca fiind un cuplu se vede că s-a întors cei drept, pentru că, într-adevăr, acesta este formatul emisiunii, așa că așteptăm să vedem când și dacă se vor declara într-un cuplu.